Nu mai și mai! Dacă dumneavoastră aveți frigiderele pline, să știți că oamenii ăștia nu sunt în aceeași situație și dumneavoastră.
Și în ziua de apoi ne sfidați ieri pe mesaje, alte mesaje. Ce-ați promis ieri? Salarii! Pentru nimic altceva! Salarii! N-ați promis ieri! Păi îți răspundeam cu bugetul, votează! Ne-am ieșit de afară, am împrenut în urmă. Ce-ați spus ieri? Mâine rămân? Păi eu nu ieri până azi mai lucrat! N-am venit la muncă! Ai venit cu toți la muncă! Ați mai zis! Ce mai zis? Veni la muncă pe cei! Se mai zis! Se mai zis! Se mai zis! Se mai zis! Pune să mă zis! Dacă domnul primarul nu i-a dat la mare, doar o altă, păcată, ne-a
club, nici problemă. Mai este frică de oameni, este frică de cetățeni, de asta vrea să iasă pe ușa din spate. Așa cum au și intrat de altfel, pe ușa din dus. Nu vă face nimeni nimic, doar priviți în ochi. Nu vă face nimeni nimic, priviți oamenii în ochi, că nu plâng degeaba aici. Haide să facem o ședință ca să încheiem acest cinci. Doamna viceprimar, haide să încheiem să luăm reluare. Reluați comisiile! Reluați comisiile! Puneți bugetul la dar! Haide să ne luăm reluare o ședință. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
plecați, vă rugăm frumos! Care este rolul Consiliului Local, nu vrem să facem niciun fel de presiuni, însă dorim să purtăm un dialog referitor la tot ce înseamnă situația neplății salariilor din cadrul aparatului de specialitate și nu numai. Pe această cale îi rugăm să dea curs acestei solicitări a unei comisii de dialog de caracter urgent în cursul zilei de astăzi. Vă mulțumim frumos! Și angajați-vă, haideți, stați aici, nu vă mai...
din Pisăină am instigat oamenii la violență, am instigat oamenii să vină. Măi, eu nu cred că v-am instigat, ci din contră, cred că v-am rugat în primul și primul rând să le spuneți oamenilor care, până la urmă, nu? Sunt majoritar și decid soarta dumneavoastră, le-am chemat, v-am spus de fapt, să le spuneți păstori că nu le convine domnilor de la PNV consilieri, asta este altă discuție. Dar am uitat să specifice după aceea că i-am rugat să reluăm ședința, am uitat să specifice după aceea că v-am rugat să părăsiți sala, astfel încât să putem începe o ședință civilizată și normală care ar trebui să fie. Asta am uitat să le spun, dar, în schimb, mă înjură pe mine și pe domnul primar și m-a amenințat doamna Dimitriu că o să-mi facă plângere penală pentru instigare. Eu cred că dacă v-am instigat, va trebui să răspund, dar nu cred că v-am instigat. Eu cred că m-am chemat din suflet și m-am spus din suflet ceea ce am avut de spus. Nu cred și nu să răspund, nu mă deranjează, dar răspund și asta ca să vedeți cu ce se ocupă, de fapt, PNL-ul. Cu intoxicarea opiniei publice, cu minciuni, cu demagogie și cu ipocrizie. Nu se intereseze niciodată, stimată doamnă. Până acum, un an de zile, erau doar trei care aveau ocupație în Consiliul Local, este un monitor de formă. Erau fără ocupație de monitor. Normal, dacă nu ai unul de astea, ori faci afaceri ilicite, ori mă de fapt. Ei erau monitor de formă. Și acum o să fim noi. Și acum, bineînțeles, ei știu situația asta și sunt atât de oportuni și de feroce la... Nu-i așa, a luat mai mulți bani și au luat mai multe funcții publice, încât nu-i mai interesează, ca altă pe cadavă. Eu acum am avut de spus, îmi cer scuze dacă eu v-am instigat, cred că nu, dar ca să vedeți cu ce se ocupă această grupare penelistă. Useristă și plusistă. Da, eu să știți că sunt supărat pe domnul consilier, că nu era justificat. Să știți că vânterea nu mă opăream. Am o experiență. Eu sunt de mai multe mandate în Consiliul Local, dar așa ceva nu a existat de 31 de ani. Așa nebuneală și așa demagogie și așa tâmpeală în ceea ce spun și ceea ce fac, n-a existat niciodată. Dumneavoastră le spuneți tuturor, noi am încercat grupul PSD, consilierii PSD, în mandatele trecute. Ei n-au aprobat niciun proiect, n-au văzut că a început domnul primar să facă, să miște orașul, le pare rău, domnule, să faci treabă. Și dumneavoastră faceți treabă și le pare rău. N-am văzut de cum mă trag acolo și acum mașinii tot ce mișcă bine. Și le pare rău, domnule, să faci treaba. Asta e compromisul. Asta e și adevărul, așa e. Dragi colegi, eu sincer vă spun, cer scuze eu pentru situația probabil unitară, inedită, în România, post decembrist. Este pentru prima dată, cel puțin în municipiul Focșani și județul Vrancea, când s-a ajuns la o asemenea situație, la o primărie. Nu cred că a mai existat o primărie, în afară de atunci când a fost situația când Băsescu a tăiat 25% la salarii de la tatăl meu. Și a închis o grămadă de spitale. Ei sunt urmași lui Băsescu, să nu ne dăm după piesii, să știm foarte bine ce sunt. Unde primar? Chirie. O secundă, da. După cum ați văzut, dumneavoastră de stat au venit cu gândul să nu țină această ședință. A căutat prima dată în modul faptul că nu îndeplin condițiile legale de a respecta distanțarea fizică și de a purta măști și de a respecta numărul maxim de persoane din sală. A fost o diversiune și aceea, da? Am zis, domnule, nu dăm curs, v-am invitat de eleganță părăsiți sala, cu toate că se puteau mai mult de 50 de persoane și au fost acțiuni în această sală în aceste condiții, am zis, domnule, să nu le dăm subiect de motiv de a întrebe ședință.
Când au văzut că nu le-a mers această variantă, au încercat o altă variantă. Să restringă, adică să nu voteze discutarea proiectului de buget pe ordinea de zi. Așa cum a fost el propus. Am avut o variantă alternativă pe care le-am propus. Să completăm ordinea de zi cu un alt proiect. Tot legat de buget. O altă variantă. Varianta care am discutat-o ieri cu domnul Macovei, președintele Comisiei de Buget, și împreună cu ceilalți colegi. Și ei au chestat la un dat, au dat cel puțin, bineînțeles, că sunt de acord cu cea de-a doua variantă. Drept pentru care v-au păcălit ca să nu mai ieșiți în stradă, da? Și v-au promis că astăzi se va ajunge la o soluție. Da? Iată ce soluție au găsit dumneavoastră. Să fugă din fața responsabilității. Da? De aceea am hotărât să retrag toate proiectele pe ordinea de zi, că mai erau în afară de proiectul de buget, mai erau și alte proiecte pe ordinea de zi. Am hotărât să retrag, pentru că scopul principal al ședinței de astăzi era tocmai bugetul pentru a vă asigura dumneavoastră, în primul rând, salariile și pentru a asigura posibilitatea primăriei municipiului Focșani și a tuturor instituțiilor subordonate să facă plăți la furnizori. În acest moment avem peste 45 de miliarde restante plăți la furnizori. Da? Toate aceste plăți restante vor veni la un moment dat cu majore de întârziere și penalități, pe care tot noi, din banii focșanelor, va trebui să le suportăm. Da? Astăzi, văzând că nu s-a întâmplat acest lucru, am convocat o nouă ședință extraordinară. Acum la ora 13. Iată, suntem la 13, avem, e ora 13:20, n-au venit. Dumnealor fac plângeri penale și fac comunicate de presă. Am înțeles că deja știu numele multora dintre colegi și vor include într-o plângere penală. Domnii polițiști au venit și dumnealor își fac datoria prin care o au prin lege. Da? Deci ăsta este modul în care dumnealor știu să negocieze și mă invită pe mine la dialog. Păi eu când i-am invitat pe ei la dialog, n-au făcut acest lucru. Mi-au trimis o hârtie. Să vă spun în râs, așa, au trimis o hârtie care mi-au copiat un articol din codul administrativ, ca și cum eu nu aș fi știut codul administrativ, da? Și mi-au spus să propuneți dumneavoastră măsuri. Iată, eu am propus măsuri. Legal. Ne întâlnim în ședință, discutăm, se aprobă. Sunt amendamente care pot fi făcute și de dumneavoastră, le-au făcut și de atâtea ori și în 10 mari. Nu ar fi fost niciun fel de problemă, dacă se voia să facă ceva. Dar încă o dată, demonstrează că nu vor să facă absolut nimic. Avem în acest moment, pe birou, și așteptă doamna viceprimar să văd dacă vine, dacă nu merg eu cu documentele, avem pe birou ordine de plată, ca să nu credeți că nu au fost emise. Avem ordine de plată din 8, ăsta sunt cu data de 8 iunie, da? Pentru salarii. Le avem listate. Dar, repet, sunt listate într-o formă care, din punctul nostru de vedere, este falsă. Este nelegală. Dumneavoastră, asta vor ca noi să semnăm. Și am listat astăzi, colegii mei i-am rugat să listeze când am plecat din ședință, să listeze cu data de 16 iunie ordinele de plată pentru salarii. Dar atenție! Noi nu putem să facem acest lucru decât pentru colegii din primărie. Fiecare din instituțiile subordonate, Direcția de Dezvoltare, Ateneul nu poate să facă chiar dacă vrea. Că nu are cum. Este invalid. Țara Vrancei. Și Direcția de Dezvoltare, da? Și Poliția Locală nu pot face aceste plăți. Tot la fel trebuie să-și asume directorul și contabilul fiecărei instituții să facă aceste plăți. De aceea, eu invit astăzi acum pe doamna Dimitriu să semneze că i-am delegat atribuțiile de ordonator principal de credite și are posibilitatea legală să semneze aceste documente. Repet, din punctul meu de vedere, înscrisuri în bază. Pentru că aici vor să ne aducă. Ca apoi să fie imediat la poliție să facă plângere penală, că eu, primarul, împreună cu colegiile mele de la Direcția Economică, am semnat niște ordine de plată în falsă. Da? Și să vină până poliția la 6 dimineața să mă ia de acasă. Nu cred că vrea cineva din cei care sunteți aici să fie trezit dimineața din somn cu poliția la ușă. Da? Asta se întâmplă. Asta vor ei de fapt să facă. Nu știu cum să scape de mine. Au furat la alegeri în continuu, dar n-au furat destul ca să mă dea pe mine jos. Dar nu pot. Nu pot. Nu
Nu.